Am spus în unele videouri că pe lângă a scrie o afirmație de 33 de ori, este necesar să practici și tehnica dorinței îndeplinite. Te invit să salvezi acest video și când ai timp să faci exercițiul pe care îl voi face în continuare. Te invit să te așezi într-o poziție comodă, relaxantă, să fii într-un spațiu unde nu poți fi deranjat, să închizi ușor ochii și să începi să faci 3-4 respirații profunde. Inspiri profund pe nas și simți cum aerul pătrunde până în abdomenul tău și abdomenul se umflă ușor. Apoi, pe expirație, dai pe gură afară tot aerul și toată tensiunea din corpul tău și repeți acest exercițiu de respirație de 3-4 ori. Apoi, în imaginația ta, vizualizezi o scenă în care tu ești în dorința îndeplinită, dorința ta s-a îndeplinit. Poți să vizualizezi cum te afli într-un loc minunat. Poate fi undeva în natură, poți fi la un restaurant, la o petrecere, unde sărbătorești alături de prieteni, alături de familie, rezultatul manifestării tale. Poți să vizualizezi cum aceste persoane apropiate vin la tine și te felicită, te îmbrățișează, vorbiți și vă bucurați împreună de rezultatele pe care tu le-ai obținut. Și în timp ce vizualizezi aceste scene, te invit să-ți dai voie să simți în corpul tău recunoștința și bucuria pentru că ai reușit să manifesti ceea ce ți-ai propus. Simte în fiecare celulă a corpului tău bucuria. Simte recunoștința pentru faptul că dorința ta s-a împlinit deja. Apoi, imaginează-ți scene în care auzi de la persoanele din jur cum îți spun lucruri frumoase, cum te felicită, te apreciază. Imaginează-ți cât mai multe astfel de scene care să implice toate simțurile tale. Poți să-ți imaginezi cum îi îmbrățișezi pe cei dragi, să-i vezi cum se bucură alături de tine. La final, după ce ai făcut acest exercițiu de imaginație, te invit să faci din nou 3-4 respirații profunde pentru a te conecta cu corpul tău și ușor, ușor deschizi ochii și revii în momentul aici și acum. Dacă ai făcut acest exercițiu cu mine, te invit să-mi lași un comentariu și să-mi spui cum a fost. Această tehnică a dorinței îndeplinite, eu recomand să o faci în fiecare zi, în momentul în care dorești să manifesti ceva. Eu creez și meditații ghidate, asemănătoare cu acestea, dar care durează 20-30 de minute pentru a-ți atinge obiectivul și dacă simți că ai nevoie de o astfel de meditație, poți să-mi scrii pe linkul din bio. Mult succes!